Cum vi s-a părut conferința de presă și explicațiile lui Vasaras, șeful arbitrilor? Dacă nu suferă cum Mansarda ceva să aibă niște tigle lipsă după casă, cred că a deviat destul. Cred că e sănătos. Pot, dacă domnule, să știți și dumneavoastră, când o mulțime vede o prostie, nu poți să o prostești pe mulțimea respectivă. Nu că Porumboiu și cu Crăciunescu, care au fost mari arbitri, păi ce Vasarea ți-a fost de talia lui Crăciunescu? Hai de mine și de mine. Nici la degetul cel mic n-a fost arbitru fața a lui Crăciunescu. Uh-huh. Păi dacă ăștia spun care sunt titanii și Ina, păi ați auzit și a zis Ina, vai de viața noastră. Uh-huh. Și Ina ce mare arbitru a fost. Ăsta se compară Vasaras cu Ina și cu Crăciunescu și cu Porumboiu. Nu, a greșit. El trebuia... Mie îmi pare rău că ăsta, Burleanu, a început să se învețe și am văzut că a luat-o ca talpan să răspund la toate acuzațiile. Îi recomand lui Burleanu să meargă pe blat, așa cum a făcut-o până acum și era băiat deștept. În momentul când răspuns, inclusiv la unele prostii, ești tu prostul. Uh-huh. Iar Vasaras și Deaconu au greșit profund. Ei trebuia, domnule, ne cerem scuze, așa este în arbitraj, sunt oameni, mai greșesc și ei, n-a fost cu intenție, o să analizăm dacă a fost cu intenție, atunci îi sancționăm dur. Gata, liniștea toată opinia publică. Acum vii tu să prosești pe toată o țară întreagă. Și eu vă spun sincer, domnul președinte, vă spun sincer, eu mai bine nu făceam conferința asta de presă. Domne, asta a spus eu cu alte cuvinte mai devreme. Ce, nu știu dacă înseamnă că nu m-am exprimat cum trebuie. Păi Burleanu trebuia să oprească tot, nici el, nici ăsta, să nu dea nicio declarație, nimic. Pui Batista pe fanbal în scandal ca ăsta, mai ales când ești vinovat. A pus gaz pe foc Vasaras? A nebunit toată țara, și dușmanii lui Becali, ține minte, cei mai inversionați dușmanii lui Becali. Uh-huh. Acum se întorc. Se întorc cu Becali. Uh-huh. Da. Pentru că se vede necinstea, ai înțeles? Da. Ce va deranja cel mai mult? Aroganța care pare a lui Vasara sau ce va deranja? Nu, prostirea mulțimii. Adică prostirea pe față? Da, adică noi toți ăștia, toți care am lucrat în fotbal o viață și vezi clar ce îmi spune el mie că l-a călcat pe tendon, nu l-a călcat pe gleznă. Din spate i-a luat toată glezna cu tot ăsta, era roșu. Ce dracu, dar nu e nicio crimă că toți arbitrii greșesc. Dar nu înțeleg de ce e apărarea, domnule, să mă ierte că nu știu dacă se asortează, domnule, nu pot să fi de acord cu hoțul întotdeauna, domnule. No. Asta eu nu pot să spun că a fost hot, că a greșit. Dar, domne, lumea vede și a stricat campionatul. No. Părerea mea este că a fost rea voință. Indiferent ce îmi spune mie că ești... Că, nu, domne, îi dă cartonaș roșu la Oana să liniștește meciul, s-ar putea Rapidul să fi câștigat și cu și așa. Dar vede lumea că nu furi. Și nu e federația băgată în furt. Ați înțeles? Da, noi vă ascultăm, vă ascultăm. Sau poftim nu în furt, că e prea mult. În greșeală. Nu e federația băgată în mocirla asta în care este arbitrajul la această oră. Nu. Deci mai mult conferința lui Vasara s-a dat foc la tot decât să liniștească. În loc să pună apă, a pus benzină.
A pus benzină, bravo Horia, așa am spus și eu, așa cred și eu. Dom'le, dar eu mă așteptam, ăsta e om politic, nu e băiat prost ăsta, Buleanu ăsta, dom'le. Ascultați-mă, nu știe fotbal, dar el ca om politic nu e prost. El să nu pună el în balanță și rău și binele și să dea de partea binelui. Uh-huh. Nu, n-am putut să înțeleg. Uh-huh. Bine, reacțiile au fost catastrofale pentru Vasaras și pentru Comisia de Arbitri. Catastrofale au fost reacțiile. I-au făcut praf toți. Vorba dumneavoastră și ăia pe care arbitrii au ajutat, i-au făcut praf. Alo? Da, zic, i-au făcut praf și ăia care au ajutat. Adică, repet, a ieșit rău Vasara și arbitrii au ieșit rău, domn președinte, după conferința asta. Domne, încă o dată a greșit profund Burleanu că a dat voie să se facă conferința de presă. Acum cei mai mari dușmani, mă repet și nu-mi pare bine că mă repet. Domne, cei mai mari dușmani ai lui Becali s-au dat acum de partea lui Becali. Pentru că, domne, nedreptatea nu admite nimeni. Domne, ascultați-mă ce vă spun, nici pușcăria și cei mai inversionați din lumea asta. Vasaras, domnul președinte, mai poate după toate aceste evenimente și această conferință, mai poate de la anul să mai fie șeful arbitrilor, în mod normal? Dom'le, este o crimă, având pe Crăciunescu, care a arbitrat finală de Champions League, pe Igna, pe Porumboiu și alți 3-4 arbitri în țara asta, și să vină unul de mâna a treia arbitru să ne dirigeze și să-și bată joc de o nație întreagă. Asta mă deranjează, că dacă era băiat deștept, venea și spunea, domnilor, arbitrii sunt oameni, mai greșesc și ei, toți greșim, nu e nimeni perfect pe pământul acesta. Ne cerem scuze, vom remedia tot, dacă au făcut cu bună știință, îi vom sancționa dur. Băi, era o liniște în toată presa românească, în toată asta. Dar tu vă vii tu și să ne prostești pe toți. Păi ce, bă, noi români ăștia suntem niște tâmpiți, bă, noi care de o viață am muncit în fotbal, l-am slujit. Nu se poate, bă, așa ceva. Ce, noi n-am greșit? Ce, bă, sub conducerea mea, lui Mircea Sandu, nu s-au făcut greșeli? Băi, dar veneam la conferința de presă și vă vom mânca voia și gura voastră. Băi, s-a greșit, e omul ăla. Bă, dacă a făcut-o cu intenție, hai să-l curățăm. Păi cum s-a stupit gunoiul? În permanență gunoiul bați sub preș. Da, și asta vă întreb. Credeți că va mai rămâne? Băi, dacă Burleanu îl mai ține pe ăsta, da? Țineți minte ce vă spun acum. Înseamnă că ori își împart să nu mai spun ori e ceva necurat,